Oficialii Happy Hour se pregătesc intens de startul campaniei 2018 pentru depunerea cererilor. Încă din luna decembrie, în conturile fermierilor din întreaga țară a început să intre și ultima tranșă de bani în cadrul schemei unice de plată pe suprafață. Primii bani sub formă de avans au ajuns la beneficiari încă din luna octombrie. La acea dată, oficialii din cadrul Ministerului Agriculturii promiteau că restul de bani va ajunge la fermier după prima jumătate a lunii februarie 2018. Din cele mai optimiste vise, beneficiarii nu se așteptau ca plățile să înceapă încă din ultima lună a lui 2017. SAPS 2018 debutează pe 1 martie și se încheie în luna mai. Ca și anul trecut, fermierii nu mai pot depune cererile după această dată cu sau fără penalizări. Am pregătit campania ca și în anii precedenți. Fiecare fermier a primit invitații cu centrul local la care trebuie să se prezinte sau centrul județean cu data și ora la care trebuie să se prezinte. Precizez că, la fel ca anul trecut, campania se încheie pe 15 mai, nu mai există niciun fel de perioadă de prelungire, deci nici măcar o zi. În acest sens, îi rog pe fermieri să se prezinte în termenul specificat pe invitații și îi asigurăm că vor primi toate informațiile legate de depunerea cererii la centrele locale și la centru județean. Nici în ceea ce privește procedura pentru depunerea cererii nu au apărut schimbări. Fermierul merge la agenția locală sau județeană APIA cu documentele impuse și împreună cu funcționarul instituției completează cererea cu date cât mai exacte. Așa cum fermierii știu, cererea se depune electronic în IPA online. Ca procedură, fermierul se așează lângă funcționarul APIA și vine cu suprafețele digitizate. Funcționarul APIA introduce în calculator datele respective și fermierul confirmă că astea sunt datele, asta este poziția corectă a terenului pe care îl utilizează, după care cererea se închide. Rugămintea este ca fermierii să încerce să se digitizeze cât mai bine și să urmărească alături de funcționarul APIA toate datele care sunt în cerere, pentru că odată intrat în sistemul electronic al cererilor, este foarte, foarte greu de corectat. Altfel, fermierii știu, nu am avut probleme deosebite cu ei anul trecut și sperăm că nici în anul ăsta să nu fie probleme deosebite. Fermierii olteni care dețin atât teren arabil cât și animale vor mai avea ceva de așteptat până să poată depune cererea de solicitare a ajutorului financiar de la stat. Din pricina programului informatic ce a dat rateuri în ultima perioadă, aceștia vor putea solicita banii după 1 aprilie. Vis-a-vis de fermierii care dețin și animale și teren sau numai animale, având în vedere faptul că este o cerere unică, țin să precizez că la momentul actual softul pentru introducerea animalelor în cererea unică de plată nu este încă finalizat. Ei vor primi invitații să se prezinte la centrele APIA undeva după data de 1 aprilie. Este o procedură mai grea și pentru faptul că baza de date a animalelor se încrucișează cu baza de date a ANSVSA-ului și cu Registrul Național Electronic. Deci nu vor fi nici acolo niciun fel de probleme, numai că vor primi invitații cumva după data de 1 aprilie. La nivelul județului Olt, în cadrul SAPS 2017, au fost depuse peste 32.000 de cereri. Suprafața pentru care s-a solicitat plata depășește 300.000 de hectare. Cei de la APIA spun că anul acesta numărul cererilor depuse nu va trece de 31.000. Numărul solicitanților scade de la un an la altul. În ultimii trei, în fiecare an, APIA a pierdut cel puțin 1.000 de solicitări. Suprafața de teren a rămas însă constantă. Cei de la APIA spun că acest lucru a fost posibil datorită comasării terenurilor.